Zvonina, Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri, parfumerie. Dacă și pe voi vă interesează sau sunteți pasionați de acest subiect. V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul pentru a fi la curent cu toate videoclipurile ce le postez eu. În videoclipul de astăzi, întâi și întâi de toate, țin să mulțumesc um, la două persoane. În primul rând, Alexandra, despre care eu v-am mai vorbit și v-am arătat bijuteriile create de ea. Din nou, vă las contul ei de Instagram, veți avea link în bara de descrieri. Aici aveți pagina ei de Facebook unde își expune creațiile. Ei bine, Alexandra, da, este cea care a făcut această cordeluță, bentiță sau cum vreți voi să o numiți, pe care eu o ador. A doua persoană este mai bro Izabela. Ia uite ce sacou frumos am. Ok, terminând cu mulțumirile, încheind mulțumirile, revenim la subiectul de astăzi. Ei bine, subiectul de astăzi, nu știu, întâi și întâi de toate rugați-vă pentru mine și pentru ficățelul meu, deoarece este un video greu. Este genul acela de videoclip Nerecomandat persoanelor ce sunt în zona de parfumuri fresh sau uh, florale sau jucăușe, juvenile sau cum vreți voi. Astăzi vom avea, după cum ați văzut din titlu, un clip de tipul versus și avem Șuiuc Gold de la Latafa versus Zimaia Ujud, Ujud de la Zimaya. Ei bine, ambele parfumuri uh, sunt oarecum inspirate de celebru Baby Cat de la Isele. Acest uh, Ishkal Shuyuk, dacă nu mă înșel eu, are vreo 4 luni de când este în mica mea colecție și l-am achiziționat din fericire pentru mine în varianta de 20 de mililitri. Mă uitam că scrie aici pe pe spate dacă nu mai aveam, chiar nu mai am idee. Hei bine, acest parfum, dar nu, hai totuși să-mi protejez un pic ficățelul și să încep cu Ujud de la Zimaia. O să vă las notele aici pentru el, oricum eu l-am mai inclus în alte clipuri. Aici aveți clipul cu unboxing-ul și primele impresii. Însă, Ujud de la Zimaia, dacă mă urmăriți și pe Instagram și pe TikTok, din nou veți avea link în bara de descrieri, este noua mea obsesie. Ujut de la Zimaia. Bine, hai mai bine să pulverizăm, cu oricum vom pulveriza unul pe o mână, celălalt pe cealaltă mână. Este acea vanilie tămăioasă, spicy, sau acel Baby Cat fără nota de piele, cum v-am mai spus eu. Nu este acel parfum pentru un începător sau pentru cineva care nu este obișnuit cu zona ușor mai dark, ușor mai spicy și chiar cu acele influențe middle-easter ale parfumeriei. Dacă nu sunteți în aceste zone, nu cumpărați blind acest parfum. Nu! Este acea dulceață mid-de-lister, după cum v-am spus și v-am repetat, ușor vibrantă, dar este acolo. Are un subton slab afumat și este acel parfum superb de sine stătător, cât și în diferite variante de layering. Din nou, după cum ați văzut în titlu, după paralela între cele două, voi, uh, vă voi propune 10 variante de layering pentru acest parfum. Este un parfum total unisex, este pretabil, este pretabil, este purtabil atât de către doamne cât și de către domni și este noua mea obsesie. Noua mea obsesie. Ei bine, pe când Ișcal Gold Aici rugați-vă pentru ficatul meu. Uh. Avândul de patru luni s-a macerat la maxim. Deci parfumul ăsta nu mai are ce să scoată din el, cum zic eu, da? Este mega așezat. Acel cauciuc ars, ars, dar ars și par ars. Întâi și întâi de toate, parfumul acesta, când l-am testat pentru prima dată, mi-aduc foarte bine aminte, mai puțin, este un clip greu astăzi, de atât vă zic. Greu pentru mine și pentru nasul meu și ficățelul meu. Când am testat prima dată calciu Gold, mi-aduc aminte că mi-a plăcut nemacerat. După ce s-a macerat, lucrurile au scăpat de sub control. Nemacerat, acest ișcal șuiuc gold, în percepția mea, e acea vanilie cu un subton afumat, dulceagă, acea piele de căprioară catifelată, oarecum fin pudrată. Însă, hai de viața mea, Acum am un iz de cauciuc ars atât de puternic. Este acel iz de cauciuc ars. Eu nu dețin baby însă l-am testat. Acel iz de cauciuc ars nu îl resimt atât de in your face, atât de bold, atât de puternic. Nu mă termină de cap în original cum mă termină în acest ișcal șuiuc gold. Unii spun că acest parfum ar fi o inspirație pentru Baby Cat, alții spun că ar fi o inspirație pentru Rosen Mateo Number no. 5. Din punctul meu de vedere, acesta încearcă să tragă mai mult către partea Baby Cat ISL. Însă. Bun acest parfum mie îmi dă dureri puternice de cap. La început a fost ok, însă acum, pur și simplu, mai pe românește, mă pălește o migrenă de toată frumusețea. De, nu, deci nu pot cu el. Și nu pot cu el nici dacă îl port eu și nu are voie să-l poarte nici soțul meu. Pentru că nu-l suport. Nu-l suport pe nimeni altcineva. Deci nu pot să simt acest parfum. Din nou, dacă iubiți <coughs> Ișcal și gold, nu mi-o luați în nume de rău. Pur și simplu eu vin aici și vă spun părerile mele, vă spun percepția mea, vă spun felul în care eu resimt o, par o parfum, un parfum. Suntem atâția vorba aceea, avem cinci degete la o mână, nu, nu sunt toate la fel, Da. fiecare percepe un parfum în felul său, fiecare îl descrie în felul său, fiecare. Are gradul său de percepție, da? Și fiecare e cu gusturile lui, până la urma urmei. Când resimt acest parfum, este ca și cum m-aș afla într-un service-auto. Dar genul acela de service-auto cu multe cauciucuri, cu multe anvelope uzate, bubuite și tot ce se mai poate întâmpla cu o anvelopă, nu știu, nu sunt șoferiță. Nu am idee, da? Dar pur și simplu este acea aromă. Nu mai detectez vanilia după 4 luni de la macerare. Nu mai detectez, detectez oarecum pielea aceea de căprioară, însă și aceea. Inițial eu o resimțeam catifelată, era ceva foarte, foarte frumos, foarte bine lucrat. Acum este fix acea piele de căprioară sintetică, Ceva șarp, o piele de căprioară ascuțită, hai să nu mai folosim englezisme, să nu mai spun șarp, dar oarecum este îmbibată cu ceva benzină. Deci are un iz benzinos, o piele de căprioară benzinoasă, acel, um, acel iz de anvelopă arsă și gata că începe să mai ia capul deja. De, nu știu, este o stare foarte ciudată. Eu până la acest parfum nu am experimentat să-mi provoace starea aceea fizică de rău, da? Deci, chiar mi este rău. Chiar parfumul acesta nu-mi dă nicio stare uh, faină, nu mă transpune nicăieri, decât într-un service auto cu multe învelope pete de ulei de motor, ceva benzină și o piele de căprioară vai de capul ei, din nou îmbibată cu benzină. Nu. Pentru mine este clar un mare nu. Un mare nu, în primul și în primul rând, pentru simplu fapt că îmi provoacă stare de rău fizică. Da? Deci fizic, deci deja a început să mă doară capul, nu știu cât mă crede sau nu, dar pentru mine e bombă chimică și nu are de-a face cu nimic ceea ce înseamnă parfum sau parfumerie. Pe când, Ujud de la Zimaia este cu totul altă poveste. Da, aici are treabă cu parfumul, aici poți resimți o aromă, poți resimți o vanilie, poți resimți și da, știu, o să-mi spuneți, păi stai puțin că nu are patru luni. Nu s-a macerat complet, ei bine, tind să cred, față de cum și a, față de aroma ce o avea inițial, că acest uju de la Zimaia a atins gradul maxim de macerare. Știți și voi, la fel de bine ca mine, nu toate parfumurile au același termen de macerare. Vă mai spuneam eu ca un mic exemplu, într-un alt clip video, cele de la Casa Hadlaj, unele nu au, nu au necesitat macerare absolut deloc, iar altele maxim, maxim două săptămâni. Acest ujud de la Zimaia, din nou, din punctul meu de vedere, este macerat. Și aici, din nou mă repet, ca de obicei, este cu tot o altă poveste. Este, simți că porți un parfum, adică nu e... Nu e aceeași poveste cum este la Ișcal Gold. În afara faptului că acesta, uh, da, te duce, te transpune într-o poveste, îți dă, îți creează o anumită stare, um, se dezvoltă frumos atât pe o femeie cât și pe un bărbat. Cel de la Latafa, nu, nu, nu. Deci, în ultimul timp, mie Latafa mi-a dat numai uh, failuri, da, cum se spune. Ei bine, Acum. Dacă oricum toți cei care mă urmăriți știți că sunt, am dezvoltat o obsesie pentru Ujud. Și că acesta din start ar fi fost alesul. Ca să facem clipul un pic mai altfel, dacă tot l-am ales pe el, haideți să vă spun și cum mă joc eu cu el. Și anume variante de layering. Um, Cred că toate. Unde va fi cazul, voi specifica, însă marea majoritatea variantelor de layering sunt variante unisex, exact cum este și parfumul în sine. Prima variantă este în ziua în care am făcut layering acesta și vorbim despre Forbidden Sugar, Emir Peris Corner și Zimaia de la Ujud. Ujud de la Zimaia, da? Dacă o să vi se pară că vorbesc mai ciudat sau uh, am luat-o ușor pe ulei, să știți că și gata, mi-a terminat căpucul. Ei bine, în ziua în care am făcut acest layering, am primit o groază de complimente. Deci, o groază și când spun o groază, nu știu. Forbidden Sugar în sine este acea vanilie, miere, note de bezele, ceva floral, floral exotic, da? Acest parfum fiind inspirat de Sugar, o să vă las aici uh, parfumul din care se inspiră și este o bombiță. Acest parfum de sine stătător este o bombiță. Dacă l-aș vedea pe un bărbat, nu prea cred, deoarece Aici avem nota aceea de bezele extrem de pronunțată. Cel puțin eu una personal o resimt foarte, foarte bine. Iar în ziua în care am făcut layering cu aceste două parfumuri, efectiv am pulverizat Forbidden Sugar pe o parte a corpului, iar Zimaia de la Ujud pe cealaltă parte. Nu am făcut layering clasic parfum peste parfum. Da? Acesta l-am pulverizat pe o parte, ujud de la zimaia pe partea cealaltă. Pur și simplu, în jurul meu s-a creat o bulă da, de miros, o aromă, cum să spun eu, uh, vanilia tămâioasă spicy din ujud s-a împletit de minune cu vanilia de aici și cu notele ușor gurmande. Forbidden Sugar, din punctul meu de vedere, nu este un gurmand prin definiție. Nu știu de ce. Eu resim ceva dark în el. Ori mierea de aici are o tentă ușor animalică, ori nu știu, este ceva ce mă duce cu gândul totuși la un parfum dark. Din nou, când le-am combinat, nu știu, poate pentru voi... Um... Poate voi sunteți genul care faceți layering vanilie cu vanilie, ud cu ud sau chestii de genul. Mie îmi place să mă joc puțin. Mie îmi place să iau o notă ce o resimt eu mai pronunțată într-un parfum și să o combin cu acea notă din celălalt parfum. Nu știu ce am zis aici, dar nu mai contează. O să iau o, o scurtă pauză. Trebuie să mă duc să dau jos iși pentru că nu știu dacă voi pun, nu știu dacă voi pun, nu știu dacă voi putea continua clipul, da? Just a moment. Da, acum sunt mult mai bine. Nu mă întrebați cât mi-am frecat pielea aici. Nu mă întrebați, da? Chestia asta nu, nu iese, nu vrea să plece. Ok, trecem la următoarea variantă de layering și vom vorbi aici... Nu v-am cerut permisiunea să vă pronunț numele, însă oricum mai am ceva, mai am o idee de videoclip în cap cu acest parfum și dacă îmi veți da acordul după acest videoclip, vă voi spune numele, însă, din nou, vă mulțumesc tare mult. Vorbim despre Rose Zar White, tot de la Zimaia, un parfum ce a ajuns la mine de la o doamnă care mă urmărește, da? Și da, sticluța vă duce în zona Byredo și da, Roses are White de la Zimaia este un parfum inspirat din um, Rose, Rose of No Man's Land de la Byredo, vă las aici, dacă nu i-am străcit eu numele. Ei bine, da, vanilie spicy, ușor afumată, combinată cu trandafiri. Pentru că aici vorbim despre un trandafir zmeurat, mai degrabă aș spune eu, în roz de zar white. Dacă faceți layering cu zimaia ujud și acest parfumel, veți avea parte de acel trandafir zmeurat, condimentat, cu piper roz, da? pe o bază de vanilie spicy cu ușoare accente Middle Easter. Și da, aceste două parfumuri împreună, poate vă vi se pare ciudat cum ajungi să uh, combini piele, piele, vanilie tămâioasă, ușor spicy cu trandafir și așa mai departe. Ei bine, trandafirul din Roses are White și el la rândul său este unul ușor piperat. Are piper acest parfum. Partea aceasta spicy din Rose Zar White se îmbină de minune cu partea spicy din Ujud. De minune. Și din punctul meu de vedere, această variantă de layering este una total unisex. Total unisex, chiar dacă acesta este un parfum cu trandafiri. Bun, Acum urmează, de fapt, cam toate, toate variantele de layering nu sunt recomandate persoanelor slabe de înger sau persoanelor care nu sunt în zona aceasta, da? Las dâră de 15 metri în urma mea. Și vom vorbi despre un monstru de sine stătător și anume Muzun de la Ahmed al Magribi. În clipul precedent, eu vă spuneam că acest muzun de la Ahmed al Maghribi, după ce s-a macerat complet, a luat o mică întorsătură. Dacă atunci când l-am testat pentru prima dată, m-a dus în zona aceea de gurmand, cu accente middle-easter, în acel spicy vanilla chai, da? acum după macerare, și acest muzun s-a transformat. S-a transformat în sensul că în deschidere, după cum v-am mai spus, mă duce în zona montale, montal intens cafe, însă în uscare merge foarte mult către Rosendo Mateo Number 5. Ei bine, dacă combinați aceste două parfumuri, din nou, și această variantă de layering este una total unisex. Vom avea același spicy vanilla chai, da? cu o extra doză de vanilie de aici, din Ujud, și cu o tentă din nou condimentată. Acesta, în Dry Down, mergând foarte mult către mato Number no. 5, are un slab, dar foarte slab și o să, sună, o să sune ciudat, uh, plăcut iz-cauciucat, dar foarte, foarte slab. Foarte slab pentru că el de fapt în dry down este o ambră ușor picantă cu accente florale. Da? Iar izul acela e undeva în spate. Nu este nimic in your face, nu este ceva care să mă deranjeze, cum este în Ișcal și Gold, nu. Și, exact cum v-am spus, este o variantă de layering total, total unisex. Însă, din proprie experiență, nu faceți layering cu aceste două parfumuri dacă mergeți într-un spațiu închis. Ori dacă faceți layering cu aceste două parfumuri într-un spațiu închis, încercați la fel cum am făcut eu la Forbidden Sugar, pulverizați muzun pe o parte a corpului, iar uh, ugiul de la zima pe partea cealaltă. Nu le combinați! Nu le combinați pentru că efectiv veți fi bombă! Este un, o variantă de layering cu performanțe extrem, extrem de mari. Extrem de mari. Este genul acela de layering intoxicant. Dar îl ador. Deci îl ador. A, și v-am vorbit de Roses are white și nu v-am spus. Când am făcut layering cu Roses are white și Ujud, am pulverizat Roses are white aici, de exemplu, iar cu Ujud am venit peste, da? și nu. Ba da, Roses are White l-am folosit ca și bază, adică a fost primul parfum aplicat, iar Uju de la Zimaia a fost parfumul ce l-am aplicat deasupra. Și da, minunat, minunat. Acum vom trece la o variantă de layering care de fapt este varianta mea preferată și anume esențe Aplicate pe păr, voi le puteți aplica pe piele și parfum peste. Iar esența care m-a cucerit, cum este în combinație cu Ujud de la Zimaia, este Adua al Shark, dacă nu i-am pocit numele. Da? Sau, cum îi spun eu, bacar Bacaratizatorul meu. Da, acesta este Bacaratizatorul meu. Acesta este acea esență care, indiferent în ce combinație o vei folosi, vei adăuga un, o atingere de bacara. Și de aceea am botezat-o bacaratizatorul. Ei bine, această esență superbă, din nou, mulțumesc, Izabela! Este acea coajă de portocală infuzată cu zahăr ars ambrat. Ele două împreună, din nou o variantă de layering total unisex. Dacă aplicați ace această esență și veniți cu ujud de la Zimaia peste, veți avea, exact cum v-am spus, acea coajă de portocale infuzată în zahăr ars și vanila, vanilia spaisită mâioasă din ujud, vă va adăuga o aură de mister, ceva acolo, ceva ușor, dark, foarte, foarte tare și această combinație aș vedea-o cât de cât purtată într-un spațiu închis, da? Este și ea destul de, proiectează destul de bine, însă personal, pe mine, pe pielea mea și pe părul meu, acest a shark al șarc este ușor acoperit de vanilia spicy de aici, din Ujud, Dar, Divin. Divin. Și da, știu, mulți o să spuneți cum combin cum. Da, eu că mai râdeam și cu Mihaela, te pup cu drag, eu mă joc cu parfumurile. Și e drept, nu tot timpul îmi ies combinațiile. Și de asta râdeam cu Mihaela la un moment dat pe parșionista, că i-am spus, zic, stai să vezi, eu mă joc cu parfumurile, dar stai să vezi când mă joc cu două bombe, nu-mi place ce iese și nu mai pot să le dau jos de pe piele. Deși treaba asta cu layering-ul, întâi faceți experimente și testați în casă. Nu ucideți oamenii din jur, nu, jucați-vă în casă, întotdeauna o să ajungeți, nu știu, o să ajungeți la un moment dat să... De ce spun că este o joacă? Deci nu, mi-am dat jos ișcal și dar capul meu încă nu e ok. În fine. Um, pur și simplu ai impresia că ești un mic parfumier, da? Adaugi niște zimaia ujud, combin cu o esență sau vii și combin cu un parfum și vezi ce iese. Pur și simplu este o joacă. Și da, când ajungi la un nivel în care chiar te poți declara că ai ceva probleme, când ajungi la un nivel la care strânge enorm de multe parfumuri, da, încep să te joci cu ele, încep să cauți și să inventezi noi și noi arome. Dar trecem la un alt preferat de-al meu, căruia eu i-am adăugat ujud de la Zimaia. Și vorbim aici despre Modest Dew de la Afnan. Și da, uitați am cât de preferat de-al meu este. Îl beau, efectiv îl beau. Este acea cireașă cu ciocolată. Și da, cum mai vorbeam cu cineva pe Messenger, cred că am intrat în febra ciocolatei. Deci nu știu ce se întâmplă cu mine. Am luat o razna mai pe românește cu ciocolata. Ei bine, acest Afnan Modest Dew este acel parfum inspirat de Trezor la Nui de la Lancome. Însă, acesta, după cum v-am mai spus în alte videoclipuri, este ușor mai fructat ciocolatos decât OG, OG originalul, și este, nu are acea tămâie din original. Am originalul, îl ador, însă nu îl pot purta oricând. Pe când, în acest, cu acest uh, mod de de la Afnan, pur și simplu fac baie. Ei bine, când combinați aceste două parfumuri, veți obține acel gourmand spicy oriental extrem extrem de sexy. Ciocolata de aici cu cireșele, combinate din nou cu vanilia uh, spicy tămâioasă, ușor, ușor afumat, este ceva fin afumat aici, dau o aromă bombiță. Bombiță, cum de fapt, din nou mă repet, sunt toate variantele de layering. Uh, multe dintre ele, cred că de fapt, vor străluci mult mai bine de-abia când temperaturile vor fi undeva cu minus. Următorul, dacă toți suntem în zona gurmandelor, N-aveam cum să nu testez eu Frenetic Delicios de la Emir Combinat cu acest ujud de la Zimaia Da dar din nou aveți grijă cu numărul de pufuri. Aveți mare grijă. Din nou este un combo mega, mega intoxicant. Mega intoxicant și Rezultatul final este acel gurmand la fel de sexy precum combinația de Modest Dew de la Afnan cu Ujud, însă aici picantul afumat din Zimaia Ujud am impresia că se îmbină, se îmbină mult mai interesant cu atingerea de lavandă. Acesta având, bineînțeles, lavandă, pe când Modest Dew de la Afnan nu are acea notă. Este, din nou, acesta mi se pare mult mai unisex, ca și combo, ca și variantă de layering, decât dacă ați combina Modest Dew de la Afnan cu Zimaya Ujud. Combinația aceasta, Modest Dew și Ujud, mi se pare că înclină feminin. Pe când combinația... Frenetic delicios cu jud, este total unisex. Total, total unisex. Asta total unisex pentru domnii care nu se sfiesc să poarte parfumuri cu izgurmand. Încă o combinație la care o să spuneți cum ți-a dat prin cap să combine așa ceva, dar credeți-mă că miroase divin. Divin! Este cu Baby Powder de la Alanic. Da, un parfum pudrat combinat cu, din nou, Eterna vanilie tămâioasă, ușor picantă, ușor afumată. Da, poți combina un parfum pudrat cu un parfum ușor dark, deoarece pruna și heliotropul din acest baby powder fac casă extrem de bună cu vanilia spicy tămăioasă cu accente dark. Extrem, extrem de bine se îmbină. De altfel și originalul, și originalul Baby Cat, în dry down, eu personal când l-am testat, am resimțit acea tentă pudrată. De aceea m-am dus eu cu gândul și cu ideea, hai să combin baby powder cu Jude de la Zimaia. Și este divin. Dar Aplic, aplic ca bază primul strat, aplic UGT și Baby Powder, vin cu el pe deasupra. Și credeți-mă, haide, viața mea! Sunt divine, divine, combinate împreună. Următoarea variantă de layering este. Bine, parfumul acesta, tot de la Latafa, este, dar cred că rămâne, de fapt nu cred, este top 3 la tafa pentru mine. Și anume Nașit. Nașit, eu v-am mai vorbit despre el, este acel parfum inspirat din uh, anii nișane. Ghimbirul vanilat din Nașit, combinat cu vanilia dark, cu subton ușor afumat din Ujud, sunt bombă. Bombă, bombă, din nou o combinație care atrage extrem de multe complimente, din nou o combinație total unisex, total unisex, e, nu știu, este una din combinațiile mele preferate Este ca și cum mai lua ADN-ul de Ani Nișane, și i-ai adăuga o extra atingere de vanilie tămâioasă. L-ai face, ai transforma prin layering acesta, ai face-o pe Ani cea normală, să fie o Ani ușor dark, ușor mai misterioasă decât cea normală, cu ceva accente gotice. Nu știu de ce, dar așa mă duce pe mine cu gândul. Așa resimt eu. Și din nou este una din combinațiile cu o aromă foarte, foarte high class. Miroase demențial. Demențial. Și pentru că în afară de febra ciocolate, eu am și febra cireșelor în ultimul timp, chiar dacă afară ar trebui să vină friguri, dar e foarte frumoasă vara aceasta târzie, următoarea combinație este cu Caraz Shams. Da, un parfum inspirat din Last Cherry. Hai de mine cum e parfumul ăsta. E cireașa aceea într-un uh, lichior gros, dens, gurmandă, dar din nou ceva, ceva dark aici. E ceva misterios, e ceva ce îți atrage atenția, este ceva captivant, e, nu știu, combinată cu ujud, ai acel uh, baby cat, care îi scoți nota de piele și îi adaugi nota de cireșe. Da? Dacă sunteți iubitori ai ADN-ului de baby cat, și totodată sunteți iubitori și ai notei de cireșe, combinația aceasta, varianta aceasta de layering, este tot ce aveți nevoie. Dar tot ce aveți nevoie este divină și din nou este o variantă de layering total, total unisex. Ultima, dar nu cea din urmă, combinație, asta chiar ieri am făcut-o, ieri am testat-o, vorbeam cu cineva pe Messenger și m-a întrebat de rifacat. Ei bine, eu nu am rifacat Periscorner Corner Dubai Collection, nu l-am în varianta full size, încă. Aștept un colet. Dar am o mostră și această mostră și-a schimbat foarte mult și culoarea. Da? Am mostră aceasta de 3 luni, dacă nu mă înșel. Um, este macerat, logic, este de 3 luni și ieri n-am făcut altceva decât v-am spus. Nu, de sunt una. O să fie cel mai. Uh, ușor logic, videoclip din tot ceea ce am postat eu pe YouTube. Deci pur și simplu Ișcal și eu Gold e nu, o travă, cum spun eu. Eu am parfumuri care le iubesc și parfumuri care pentru mine sunt o travă și nu, nu sunt o travă în sensul bun. Ok, revenim la combinația Rifacat Paris Corner Ujud Zimaia. Ieri când vorbeam cu cineva pe mes, m-a întrebat despre Rifacat. Și I-am spus, ok, stai puțin să pulverizez pe mână să-mi aduc aminte. Ei bine, acest rifacat macerat, macerat, este tot așa o piele de căprioară ușor pudrată, dar nu este pielea de căprioară îmbibată în benzină precum mișcal gold, nu, este pur și simplu pielea de căprioară aceea de fină calitate, de bună calitate, foarte fină. Ok. Um, peste care, nu știu, e o aromă ca și cum ai o piele de căprioară foarte, foarte fină, de bună calitate, peste care presar zahăr pudră. Deci mie asta îmi dă la nas. După macerare, pur și simplu, asta îmi dă la nas. Și Combinat cu UJU de la Zimaia, Doamne ce e aici, este baby chetul pe care mi-l doream eu. Da? E baby chetul acela, Doamne cum e, e vizul acela narcotic, e, nu știu, este preferata mea. Da? rifacat de la Paris Corner, combinat cu Zimaia Ujud, este fix, fix, fix ceea ce trebuie. Total unisex, misterios, nu miroase, nu are nimic Middle Easter, combinația aceasta, nimic, nimic Middle Easter, nu. Este mirosul acela de nișă, pielea de căprioară din rifacat se resimte în continuare, însă peste vanilia, um, tămâioasă, ușor dark din Ujud, vine nota de zahăr pudră din rifacat. Este demențial. Este demențial. Nu. Dacă nu ați testat sau dacă aveți rifacat și aveți și Ujud, jucați-vă puțin cu ele. Eu prima dată am aplicat rifacat, da? deci baza este rifacat iar peste am venit cu Ujud de la Zimaia. Iar combinația este, este altceva. Este altceva și e singura combinație care mă duce extrem, dar extrem de mult după nasul meu și după percepția mea și după felul în care îmi reamintesc eu cum era Baby Care de la ISL, acestea două mi-am luat și părul ca de obicei. Acestea două, dacă le combinați, mirosul rezultat este 99% baby cat. Foarte, foarte fain. E combinația mea preferată. Ei bine, cam atât pentru astăzi. O să încerc și eu să mă adun, pentru că da, ce să vezi, durerea de cap și știu, până de seară eu așa voi fi. De ziua mea de azi a terminat. Dar ați insistat foarte mult, atât în privat, cât și aici pe profilul de YouTube, să compar aceste două parfumuri. Așadar, m-am prezentat la datorie și v-am făcut paralela dintre ele. Încă o dată, cei sau cele ce au și adoră calșuiu Gold, nu luați descrierea mea ca pe ceva personal. Nu jignesc pe nimeni, nu vreau să deranjez pe nimeni, însă nu. Nu fac eu chimie. E pielea mea defectă, PH-ul meu nu e bun și îmi dă la nas ceea ce îmi dă la nas. Nu. Ăsta nu. Pentru mine, clar, nu. Însă el și după ce îl voi da, uh, oricum. Cred că am băut un sfert în condițiile în care el vine în 100 de mililitri și da, pe aici nu prea pot eu vedea, dar în fine și da, să știți că îl protejez foarte bine de soțul meu. Soțul meu mai, mai cu limita acest parfum pentru că este baby ketul meu mic și drag și doamne abia aștept să mi-ajungă și rifacat că e divină combinația, divină. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Dacă aveți ujiu de la Zimaia, haideți să împărtășim păreri, opinii, experiențe sau, de ce nu, idei de layering. Spuneți-mi și mie în secțiunea comentarii cum combinați voi parfumurile sau ce criteriu de layering aveți. Că oricum, nu știu, treaba asta cu layering și cu criteriu, până la urma urmei, fiecare combină ce îi place, cum îi place, cât îi place și poartă unde vrea. Vă îmbrățișez din suflet, vă mulțumesc și până data viitoare vă doresc zile minunate, fără durere de cap cum am eu acum. Vă mulțumesc din suflet, v-am pupat! زبان من شرف آمد